Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici două silver cu 151 de gold, bomb tower și skeletons și o clonă, a neplicat o epică. Încă unul cu 137 de gold, mega minion, skeleton dragons. Ok, un giant chest care are 2961 de gold, avem clonă, Dark Goblin, Barbarians și rachetă. Bun, și mai avem aici un crown chest în care avem 1186 de gold, 3 gemuri, Barbarians, Battle Ram, avem Ice Spirit și Flying Machine. Ok. Să mergem în war. Ne-a fost atacată barca mai devreme, între timp am reușit să o și reparăm și haideți să ne adăugăm și noi defense pe aceste turnuri. Nu știu dacă voi folosi aceeași configurație, aș modifica un pic. Punem aici Firecracker în loc de Freeze. Ok, să vedem. Așa, pe turnul 2 avem acel golem, avem și Valkyra cu bandită și cu acei minions. O să punem aici și vreau să bag un spell. Hai să punem săgețile în locul banditei. Ok, și pe ultimul vom aș vrea să dau balon. Așa să dau balonul și cred că vom scoate dar scoate hog-ul. Hai să scoatem hog-ul. Da, și punem un balon în locul hog-ului. Bă, și arată destul de ok configurația asta. Trupele sunt puse alternativ, deci ar trebui să fie o... Da, e destul de echilibrat. Bun. Ok. Hai să și donăm un clan și vom începe prin a ataca pe cei de la Tomorrowland. Vedem că deja se ocupă cineva de chestia asta. Dar din păcate e cineva de level 11. Ah, și a pierdut deja. Bun, o să atacăm și noi cu deck-ul cu golem, deck-ul care am reușit, dacă vă amintiți, data trecută să câștigăm acel duel, practic în două meciuri în care am am câștigat acel duel, primul duel câștigat în două meciuri. Da, pusesem inițial furnace pe partea dreaptă, dar mi-am dat seama că mai bine atacăm turnul din stânga, pentru că avem mai mult timp la acest prim atac. Avem mai mult de un minut. Ei, punem furnace și pe partea stângă. Punem Zepis aici.
uși, nu ajungă pe camare, da? Ne-a scos turnul. Trebuie să fim mai atenți. Bun, hai să dăm acum cu deck-ul nostru clasic. Sau cu balonul. Hai cu balonul. Și ne păstrăm deck-ul clasic pentru eventual meci de battle. Suntem aici muschetira. Suntem balon. Da, din nou am greșit. Trebuie să atac pe partea stângă. Da, și îmi pune și balonul. Hai să vedem. Ar trebui să fac... Da, trebuia să atac pe partea stângă, nu mi-am dat seama. Încercăm aceea schemă cu Lumberjack și balon. Hai să trimitem aici un Hell Spirit. Punem din nou o muschetiră. Bun, i-am scos și al doilea turn și ne oprim aici cu această victorie. Da? De fapt aș mai da o dată. Hai să mai atacăm o dată. Și o să folosim deck-ul cu numărul 4. Da, și ne păstrăm deck-ul original pentru un battle. Hai să vedem dacă reușim să doborăm și ultimul turn. Ar trebui să reușim. O să trimitem aici Elixir Golemul. Și pune și Battle Healer-ul. Trimitem și Knight-ul aici. Mai punem odată un Elixir Golem. Dăm și un cutremur acolo. Da, mai avem nevoie de foarte puțin damage. Și vom... Hai să trimitem Elixir Golem și ar trebui să câștigăm acest match. Da, primul deck a fost mai puțin inspirat. Ar fi trebuit să-l folosim în acest tip de joc. În schimb, cel cu balonul am văzut că merge foarte bine pe bow defense. Ok, le-am mai dat jos încă un scut și mai au 2, 4, 5. Am putea ataca și ultimul, hai să-l atacăm și pe ultimul, tot cu deck-ul nostru. Pentru a-i... Ai mai ține și pe în loc. Deja ne-au acaparat prima poziție și sunt din nou pe primul loc. Pun Tesla. Trimitem aici cașele și hogul. Spunem Valkyra. Spunem Minipeca pe acel execuționer. Reușim acolo două hituri cu Minipeca și aproape doborăm, da, reușim să-i doborăm turnul din stânga. O să punem aici un freeze. Ah, un pic cam târziu a venit.
punem din nou Tesla pentru defense și nu știu dacă vom mai reuși să oprim acest atac. Trimis focul acolo. Da, Hawker reușește câteva hituri destul de bune. Și probabil că și Mini Pekka, dacă va mai reuși un hit, ne va ajuta. Hai să dăm și... Dacă am fi dat acele rău, probabil că i-am fi scos și al doilea tur. Bun. Eu zic că am făcut niște meciuri bune. Da, am scos un scut și al doilea aproape doborât. Da. Băi, cam asta e cu orul. Vedem că mai avem vreo 3000 de badge-uri de recuperat, de fame-uri de recuperat, ca să ajungem din nou pe prima poziție, dar din moment ce îi vom opri pe cei de la Tomorrowland, vom putea avansa un pic în fața lor, cred. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!